asta salutăm aici, în incinta Bibliotecii Transilvania, la a doua ediție a concursului, a evenimentului de sector, un eveniment organizat în parteneriat cu instituția publică Școala Profesională numărul 7 și chiar și la inițiativa dânșilor și cu gazda de astăzi, Biblioteca Transilvania, concursul O dictare pentru fiecare. Ne bucurăm foarte mult că ați acceptat această provocare. Sunteți astăzi alături de noi și vreau să vă zic că este chiar a doilea tur. Deci, în jur de 50 de tineri din sectorul Ciocana, de la instituțiile de învățământ, au acceptat participarea la acest concurs, la acest eveniment. Pentru noi este o mare mândrie. Pretura sectorului Ciocana, din numele prietorului doamna Seninga Școlnic, vă salută. Vă dorește multă sănătate și realizări frumoase în continuare. Și vreau să vă zic că participarea la acest concurs eveniment, la acest proiect care este la ediția a doua, o să vă facă ca simțul dumneavoastră de responsabilitate, ca orgoliul dumneavoastră să crească chiar în fața fiecărui dintre dumneavoastră, fiindcă a ști, a scrie corect, a scrie frumos, a scrie caligrafic și, în primul rând, corect, este astăzi, veacul 21, un lucru foarte important, deci este o atribuție care trebuie să o aibă fiecare tânăr. Mulțumim gazdei Biblioteca Transilvania, doamne Parascovia Onciu, care anul acesta are o aniversare foarte frumoasă, 30 de ani de la întemeierea bibliotecii. Mulțumim foarte mult Școlii Profesionale numărul 7, care de fiecare dată este alături de administrația publică locală cu noi evenimente, cu noi propuneri, cu noi proiecte și avem într-adevăr un partener foarte bun. Mulțumim dumneavoastră, dragi dascăli, care sunteți permanent alături de copiii dumneavoastră și copiii noștri care sunteți în același timp. Și mulțumim vouă, cei care astăzi participați la acest eveniment. Să știți că nu contează locul pe care o să-l obțineți în urma dictării, dar contează participarea dumneavoastră. Vă mulțumim și vă dorim succes. Dacă doriți, este la dispoziția dumneavoastră apă, pixuri, dacă o să aveți nevoie, sunt aici, vă apropiați și vă luați. Și cine nu are măști, dacă nu aveți, eu cred că ar trebui să respectăm. Vă mulțumim și ofer cuvântul doamnei Parascovia Onciu, directoarea Bibliotecii Transilvania. Vă salut, dragi participanți, la acest concurs O dictare pentru fiecare. Mă bucur pe motivul că doar sectorul Ciocana a organizat acest concurs, niciun sector nu a organizat. Domnul Nicolae Grițco, care este cu ideea și cu implementarea. Vreau să vă mulțumesc, dragi profesori de limba română, că sunteți, pentru faptul că sunteți alături de discipolii dumneavoastră și încă o bucurie și mai mare am că școala profesională și liceele participă la acest concurs. Pentru că voi aveți telefoane, internet și nu știu ce, dar a scrie corect și a scrie frumos, cred că e fața fiecărui om. Eu vă doresc succes în multe, multe, multe sfinți. Iată cât sunteți voi, 18 sau 20, 10, 12, să aveți nota cea mai mare, cea mai înaltă. Domnul Nicolae, eu vă mulțumesc pentru faptul că suntem prieteni, un parteneriat frumos, am împlinit 30 de ani și școala profesională a fost în persoana domnului Nicolae Grițcoș, directorul ei, Alexandru Ciobanu, și au fost din au avut răbdare, în 31 în căldură să stea cu noi alături, nu numai să stea, dar să fie cu adevărat niște parteneri extraordinari. Eu doresc și profesorii de română să fie partenerii noștri în continuare. Și succes e mare, mare, mare vouă, dragi copii! Deci, dragi elevi, stimați colegi, încă o dată poate eu să mă repet,
Bine ați venit la activitatea de astăzi. Este îmbucurător faptul că la ediția a doua din anul acesta participă și elevi, nu numai din Institutul de Învățământ Profesional Tehnic din raza municipiului Chișinău, dar și elevi de la unele licee teoretice din sectorul Ciocan, în special Liceul Teoretic Olimp, care Școala Profesională numărul 7 tot are un parteneriat. Fiindcă a fost o perioadă când elevii noștri, elevii Școlii Profesionale numărul 7, au susținut examenele la voi în instituție. Și de atunci noi, cu unele cadre didactice, inclusiv cu doamna Mariana Sava, ne cunoaștem și ne pare bine că atât administrația liceului, cât și doamna profesoară de limba și literatura română a dat curs invitației noastre de a participa la această activitate, la acest eveniment. Să știți că competența aceasta de a scrie corect în limba română este una din competențele de bază, mai ales la etapa actuală. Ori incertitudinile acestea, cum se numește limba, că e moldovenească, sunt sigur că și la voi în liceu poate sunt de ăștia, nu vreau să-i numesc rătăciți sau poate nu au înțeles, dar este important voi să conștientizați că denumirea corectă a limbii noastre este limba română și să le spuneți și celorlalți care poate până la acest moment încă nu au înțeles lucrul acesta. Dar faptul că voi v-ați prezentat și am înțeles că au fost mult mai mulți doritori de a participa, numai că noi, zic, elanul vostru am mai tăiat din elanul unora dintre voi, fiindcă spațiul și situația pandemică nu ne permite ca să desfășurăm o activitate așa de amploare. Pe timpul cele bune, aici în cinta Bibliotecii Transilvania, care anul acesta, după cum a spus doamna directoare, am plinit 30 de ani, deci în timpul cele bune, antipandemice sau înainte de pandemie, aici găzduia sute de persoane, vă dați seama. Dar ne limităm anul acesta, de-a Domnul poate nu o să mai dureze mult și o să revenim la normalitate. Eu vă doresc succese și să învinge, să fiți siguri că ceea ce o să scrieți o să fie verificat și o să fie foarte obiectiv apreciat fiecare lucrare. Bine? Să nu